La un moment dat, în loc să ne plângem, începem să construim noi lucrurile cumva de la zero. Spune puțin despre conferințele Shaguna. E un concept pe care l-am gândit acum câțiva ani, pornind de la ce nevoi au elevii. Și era foarte clar că ceva se rupe cumva în viața de zi cu zi, în viața școlară de zi cu zi. Există o discrepanță foarte mare între ceea ce noi așteptăm de la elevi și profesori și părinți și ceea ce societatea oferă și atunci mi-am dat seama că undeva trebuie să existe niște modele, nu mă refer aici la model în sens ideal, dar niște repere culturale, intelectuale, sociale, pe care acești elevi ar trebui să le aibă. Și atunci am gândit o astfel de structură, un astfel de concept, invitând personalități ale României, care au acceptat să vină și în continuare le mulțumim pentru acest lucru. Și un lucru extraordinar acolo, am reușit să-i obișnuim pe elevi să participe la aceste lucruri. Acum, în pandemie, a apărut, nu știu ce este, pe Instagram, cred, sau ceva cu dor de șaguna și fiecare membru al comunității șaguniste scrie ce-i trăznește lui prin cap și unul dintre mesaje era dor de conferințele șaguna. Este un mesaj din pandemie care arată că ele au avut un impact deosebit. Spune-ne un pic pe cine ai adus ca să fie mai clar subiectul și ca să vedem Da, la ce. am beneficiat din plin de ajutorul doamnei Ioana Prvulescu. Primul invitat, conferințele s-au deschis cu Horia Roman Patapievici. Apoi au mai fost Vlad Zografi, Ioana Aurel Pop, Mircea Dumitru, Solomon Marcus, la Brașov. Evenimente care au atras un public și mulți alții, evenimente care au atras un public numeros. Ce a contat acolo foarte mult? Interacțiunea cu publicul. Proiectul respectiv, pe partea de media, de comunicare, a fost făcut exclusiv de elevi. Interviurile care se făceau cu invitații erau realizate exclusiv de elevi. În paranteză, de multe ori eu nici nu aveam acces direct la site, la pagina de Facebook, pentru că ei administrau, gestionau totul. E adevărat, aveam discuții de Știu echipă. lucrul ăsta pentru că acei elevi ne-au contactat și pe noi la Hot News și au insistat, au fost foarte insistenți ca să promovăm și noi conferințele Shaguna, că uite ce lucruri Da. minunate se întâmplă. Și am făcut asta până la urmă, convinși de Da. entuziasmul lor. Și mulțumim pentru asta foarte mult. A fost un ajutor important atunci, în acele momente. A fost un proiect care s-a constituit în timp ca un reper pentru Brașov, pentru tot ceea ce se întâmplă în Brașov. Și cred că pentru ei un lucru foarte important a fost faptul că aveau deja niște repere cu ajutorul cărora se puteau orienta în lumea de astăzi. Numele de multe ori ale acestor personalități nu erau necunoscute pentru ei. Unii spuneau, da, eu am stat, am vorbit, i-am luat interviu. Deci lucrurile stau altfel. Capeți deja un alt, ca elev, cred, și în general ca om, capeți un alt orizont atunci când ai aceste repere constituite, construite, cu care de multe ori nu trebuie neapărat să fii de acord, dar foarte important să interacționezi cu. Pentru mine e foarte important nu să evidențiem doar ce s-a făcut la Shaguna și v-am invitat special ca să arătăm că lucrurile astea pot fi replicate și în alte părți. Adică nu e un fapt singular, nu, să nu rămână un fapt singular. Bineînțeles că el poate Cum fi. pot alți oameni, din alți profesori, directori de licee, cum pot face așa ceva pentru elevii lor? Ce i-ați sfătui? Care e mecanismul? Primul lucru, trebuie să-și gândească foarte clar un proiect, un concept, da? În care să stabilească foarte clar obiectivele. Practic, aceste proiecte noi le gândim de multe ori în termen de business.
cu input, cu output, astfel încât să știm foarte clar care sunt etapele, cum atingem obiectivele pe care noi ni le-am propus. Odată conceptul construit și etapele foarte clare, cu siguranță găsești oameni care să te susțină. Pentru că până la urmă este o investiție în educație cu rezultate pe termen lung. Și discutam mai devreme de faptul dacă cineva ne-a întrebat ceva despre ce am făcut noi între timp. Nu am găsit nicio persoană care să ne întrebe, haideți să ne spuneți cum ați făcut voi, ca să preluăm și noi cumva acest model. M-aș fi foarte încântat să discut cu oameni care ar fi interesați de acest lucru. Deci ele pot fi făcute, dar trebuie, din experiența pe care o avem acum, ele trebuie gândite ca un efectiv pe modelul de business, foarte clar, și găsite, identificate resursele și la un moment dat, cu siguranță, există această disponibilitate a multor persoane de a se întâlni cu elevi, cu studenți. Mi-aduc aminte de extraordinară disponibilitatea lui Dance Mihăilescu de a merge prin școli. Era la București, apoi merge la Focșoană, apoi venea la Brașov și tot așa, era acolo unde era chemat, mergea. Disponibilitatea există. Trebuie doar însă să poți să ajungi și să prezinți un concept de proiect care să fie într-adevăr viabil. Partea financiară a proiectului? Partea financiară... Presupune o deplasare să aduci un astfel de om, cazare, masă, transport... Prin sponsori. Și cu siguranță, dar este o parte importantă. Bănuiesc că ați avut și un sprijin important de la autoritățile locale, primărie, consiliu. A fost o glumă, nu? A fost o glumă. Din fericire, ce am constatat în aceste proiecte este că există foarte multă lume dispusă să se implice și să ajute în forme diferite ca astfel de idei să fie puse în formă concretă. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că există o problemă. Trebuie doar să știi, să ajungi la acele persoane și cu siguranță... Nu o să stăm să discutăm chiar toate proiectele, dar aș mai vrea să te întreb de... Sunteți aproape în pragul lansării unui documentar despre o anumită comună, un documentar făcut tot de elevi despre Șirna. Spune-mi, te rog, câteva lucruri despre... E un proiect început acum 2 ani. Și ce vine unui profesor de filozofie să se bage în realizarea de documentare? E un proiect început acum 2 ani de zile. După ce am luat contact cu o comunitate restrânsă de oameni, un sat depopulat din județul Brașov, în care am întâlnit niște oameni minunați. Și la un moment dat ne-am gândit cum am putea construi ceva pentru acea comunitate și, bineînțeles, e o curiozitate pe care o am permanent să găsesc subiecte care pot fi transformate fie în subiecte școlare, fie în subiecte de cercetare sau de altă factură. Și ăsta a fost un prim aspect. Un al doilea aspect a fost, pornind exact, discutam mai devreme de olimpici și performanțe școlare. Cred că ideea de performanță în școală trebuie să o extindem mai mult decât sensul restrâns de astăzi. Este o performanță să înveți pe elevi să facă cercetare și să facă un proiect de cercetare pe 2 ani de zile, care presupune o parte de documentare, presupune apoi realizarea, aplicarea metodologiei alese, interpretarea datelor, partea tehnică de realizare a documentarului, în cazul acesta, produsul final. Și asta este un element de performanță. O muncă imensă, e adevărat, desfășurată pe 2 ani de zile. Proiectul de film, de cercetare, de fapt, a constat în construcția unei istorii a satului Șirna din județul Brașov, pornind de la experiențele localnicilor. Este o istorie recentă pe care noi am asamblat-o apoi într-o poveste. Am avut un puzzle și apoi l-am asamblat și am făcut o poveste a satului. Puzzle-ul acesta s-a compus din interviuri realizate cu localnicii despre experiențele lor legate de aspectele sociale, economice,
tradițiile satului respectiv. Pe parcurs am adunat aceste povești, am construit povestea filmului, povestea satului și apoi a urmat faza tehnică, iar acum, săptămâna viitoare, joi, avem premiera filmului documentar. Este un proiect care a generat mult efort, dar și realizări destul de mari. Câți elevi au fost implicați în proiect? În jur de 20-25 de elevi. Cu entuziasm? Unii. Unii mai puțin? Unii, da, unii. Nu. De regulă, în astfel de proiecte trebuie să-i lași pe elevi să se implice în măsura în care ei consideră că pot să facă acest lucru. Nu știu, le place, le pasionează. Și atunci undeva grupul de elevi se structurează de la sine. Glumind puțin, ați cam întârziat cu premierea pentru că, uite, a început festivalul de film de la Veneția și era o bună oportunitate. Dalin, că vorbeam de digitalizare și de anumite platforme de implementat, mă aminteai de platforma respectivă de la Google, tu ai făcut deja ceva la... Da, noi am... acum vă... Să iau un pic etapizat așa. Acum vă... 6-7 ani am, după modelul francez de care am povestit anterior, este un concurs internațional ITIM, International Tournament of Young Mathematicians. Și noi am participat cu, acum în 2012, cu o echipă comună, cu Colegiul Național Iași. Modelul acelui concurs mi s-a părut, și concursul în sine, că dezvoltă ceea ce noi nu avem în școală aproape deloc. Cercetare matematică, colaborare, lucru în echipă, spirit critic, scris recenzii și așa mai departe. Și l-am implementat la nivelul școlii și am făcut un club de matematică, se numește Club Mate Șaguna, și am făcut un concurs de tipul acesta în care acum participă în jur de 60 de elevi, deci aproape 10% din elevii de liceu participă benevol la acest tip de concurs. Sunt, anul trecut erau, au fost, cred că 11 echipe, bun. Ideea este ca noi să-i obișnim pe elevi cu o altă mentalitate. Nu doar să învețe și să rezolve probleme pentru lucrarea de control, ci să facă și altceva, cum a fost și proiectul acesta, lucru în echipă. Ei trebuie să colaboreze pentru că se vor angaja și trebuie să lucreze în echipă. După aceea, acum vreo 2 ani de zile, i-am întrebat pe elevi, măi, uite, am aflat de o idee năstușnică așa, hai să facem un laborator de realitate virtuală în școală, ce părere aveți? Super! Zic, măi, hai să vedem ce putem face cu chestia aceasta. Am întrebat elevi, am căutat nu știu ce și am depus un proiect, am câștigat finanțare cu sponsorizare, am reușit să facem proiectul acesta al laboratorului VR în școală. Totul merge bine, anumite concepte pe care le-am testat acolo în laboratorul VR se pot extinde la alte săli de clasă în care nu au echipamente, dar cu bani puțin se pot echipa sălile de clasă. Și ulterior le-am zis, măi copii, dar ce părere aveți dacă noi am face o platformă educațională a școlii noastre prin care voi să vă autotestați? Deci conceptul este de autotestare, autoverificare. De unde am pornit? Pentru că de foarte multe ori un elev când dă o lucrare de control, de obicei o dă la finalul capitolului. E deja prea târziu dacă ia o notă mică să-și mai revină, pentru că a doua lucrare de multe ori nu vine. N-are timp profesorul, n-ai timp să faci, n-are chef de corectură și așa mai departe. Și atunci hai să vedem, măi, ce-ați zice voi dacă am face o platformă de tipul acesta în care voi să vă autotestați? Și înainte de lucrare să vedeți care e nivelul vostru. Vă băgați? Da. Deci, imediat am strâns cel puțin 20 de elevi la prima strigare. Le-am povestit că la Google există posibilitatea de a accesa un server și de a-ți face un calculator în cloud de a nu știu ce. Într-o oră era platforma instalată, e o platformă de tip Moodle, mi-au dat credențialele și am început să ne jucăm cu ea. Și într-un an de zile am reușit să construim o platformă care este pe un concept care
pe care eu nu l-am mai văzut nicăieri. E posibil să existe, că nu cred că am făcut noi, am inventat Marea Cursare, acea platformă pentru autoverificarea elevilor. Ca să se poată autoverifica, baza de întrebări o construim noi profesorii, pentru că e clar că trebuie să fie construită bine. Și baza de întrebări trebuie să fie suficient de mare, astfel încât un test, dacă se repetă de către un elev, să fie de fapt alt test. Practic, cum funcționează ea? Eu construiesc niște întrebări la un anumit capitol, la capitolul X, și fac o bază de întrebări de, să zicem, 20 de întrebări ușoare, 20 de medii, 10 dificile, nu știu, 5 întrebări super nasoale. Și de acolo fac un test cu 3 întrebări medii, 2 ușoare, 3 dificile, nu știu ce. Și elevul se autotestează. Sunt probleme de tip, așa se numesc itemii obiectivi, adică copilul ba completează, ba încercuiește răspunsul sau îl bifează. Practic, luând întrebările random din baza de întrebări, de fiecare dată când se autotestează, practic îi vin alte întrebări și alte întrebări. Cu alte cuvinte, el poate să-și urmărească progresul. Este ceva ce le lipsește nouă fundamental în învățământ. Nu știi cât știi. Deci ce bine ar fi ca înainte de BAC tu să dai un test online și să știi, băi, tu ești de 3. Sau, perfect, te testezi de 2 ori și ești de 8. Bun, înseamnă că sunt pregătit. Copiii până acum, înainte de BAC sau de evaluare națională sau de teză sau lucrări sau ceva, ei nu știu unde sunt. De asta ziceam anterior de digitalizare. Se poate face. Asta e o chestie fundamentală pentru a progresa la orice disciplină. Să știi de unde pornești. La baza respectivă se pot înscrie și alți liceeni din Brașov sau din altă parte? Foarte bună întrebarea, pentru că noi am creat această platformă acum pentru școala noastră. Pentru că este normal, fiind ceva o idee de-a noastră, am făcut-o la nivel micro, la nivelul școlii noastre, merge bine. Anul acesta, în vara aceasta, am depus un proiect și am câștigat o finanțare externă pentru a face o platformă de tipul acesta pentru 3 școli generale. Adică pentru Colegiul Național Andrei Șaguna, școala 11 Brașov, școala 2 Brașov. Și testăm să vedem cum intră acest tip de platformă la gimnaziu, pentru că marea problemă și ruptură la noi învățământ e gimnaziu. Deci acolo e ruptura fundamentală. În special trecerea de la clasa 4 la 5 și a doua ruptură colosală este de la 8 la 9. Dar de la 4 la 5 e o ruptură destul de mare. Și atunci hai să intrăm cu ceva familial lor, în care cu o platformă prin care elevii să se autotesteze, să intrăm în mediul lor și ei să știe cât știu. Ulterior, după ce am dat drumul la platformă, am văzut niște comportamente pe care eu, sincer, nu mi le explic. Am început să vorbesc cu psihologi din diferite domenii și psihologi din educație și alt tip. Așa, măi, ce fenomen se întâmplă? Eu nu înțeleg. De exemplu, dau un test în timpul orei fără notă. Deci eu, când dau teste fără notă, să văd doar cât au învățat elevii din lecția trecută. Și văd că văd un comportament așa, sunt foarte concentrați. După aceea văd că unii se oftică că au luat o notă mică și că au greșit din neatenție. Și îmi cer ei, pot să mai dau o dată testul, ei știind că de fapt vine alt test. Cine îți cere să mai faci încă o dată o problemă la mate? Deci s-a întâmplat, mie nu mi s-a întâmplat, ca eu să-i cer profului să mai dea o problemă în timpul orei. Și asta nu la un singur elev, aproape la toată clasa. Ne mai puteți lăsa încă o dată să dăm testul? Practic, sunt niște comportamente pe care eu nu le, deci nu sunt specialist și nu mi le explic. Încep să caut, să văd cum gândesc copiii. Îl întreb pe Adi, zic, băi Adi, spune-mi, explică-mi ce se întâmplă. De ce vor să mai dea un test? De ce sunt atât de concentrați? De ce preferă cam 80% din copiii de clasa 9 sau a 10-a preferă testele pe platforma asta Moodle în detrimentul celor scrise? Nu-mi explic. La clasa 12 e invers. Cam 70% preferă testele tradiționale și 30% testele pe platformă. Ei își dau testele pe telefon. Deci își deschid telefoanele și pur și simplu dau testul.
Deci sunt comportamente în care, vedeți, de la 9 la 12 sunt diferite. Eu asta ziceam când trebuie să coborâm la nivelul lor de înțelegere. Ei, mintea lor funcționează un pic diferit decât credem noi. Și platforma este un succes. Proiectul meu cel mare este ca să o putem extinde. Ca să o putem extinde, ne trebuie câteva, în special, probleme tehnice avem, dar încercăm să le, cum sponsorizări, mai căutăm, mai nu știu ce, să o extindem ca să poată fi utilizată și de către alte școli. Ai făcut un memoriu cu proiectul tău la minister? Nu. Uite, vezi, și asta e, da, e o, mea culpa, o problemă, da. Că și ministerul spune mereu, domne, dar oamenii nu ne contactează, nu ne spun despre ce e vorba. Da, știu, dar știți că ministerul are așa ceva. Acum 7-8 ani de zile, nu mai știu când, s-a făcut un proiect național, INSAM se numește. Și la matematică, pe liceu, s-au construit 12.000 de itemi pe proiectul acesta. 12.000 de probleme la matematică, 12.000 la fizică, la chimie, biologie, română, engleză, franceză, germană. Vă dați seama ce resursă este? 12.000 de probleme. Cât 7-8 culegeri. Groase. Toate sunt în curtea ministerului. Și ce s-a întâmplat cu proiectul? Nu știu. Asta a fost un proiect european foarte fain. Deci, colaborarea, eu cunosc profesorii de la matematică, dar întâmplător am aflat și de alte discipline. Dom'le, deci nu pot să reproșez nimănui nimica, sunt niște probleme minunate, faine, cu item interdisciplinare, adică probleme de mate în care faci, tragi chestii de la fizică, aia de la fizică trag de la chimie, de la biologie, de la nu știu ce. Deci, cu item 25 din, eu trebuia să fac, cred că 50 de probleme, item interdisciplinari. Am învățat din asta. Toți itemii sunt în curtea ministerului. Dacă a dat drumul la platformă, nu știu, nu cred că trebuie foarte mulți bani să faci o itemii respectivi, ei o faci ca lumea și ai făcut o platformă națională. Deci resurse avem, voință. Asta ziceam, voință, și nu știu dacă știu de ea, bănuiesc că știu anumite... Mai e o problemă, pornind de la ce, de ceea ce îl întrebai pe Cătălin legat de memoriul la minister. Problema e puțin altfel. În momentul în care toate lucrurile din minister sunt blocate sau de la minister către școli, pe filiera cunoscută sunt blocate, la un moment dat, în loc să ne plângem, începem să construim noi lucrurile cumva de la zero.